Deci ca să... Din nou în direct, doamnelor și domnilor, continuăm discuția alături de domnul Bobby Păunescu și domnul Daniel Ghiță. Să terminăm discuția pe care am întrerupt-o cu publicitatea. Deci spuneam că nu, niciodată nu trebuie să... Părerea mea, e o părere, cine... Deci să dăm vina pe străini. Problema este la noi în țară și noi trebuie să le rezolvăm. Că sunt influențe străine, da. Dar sunt influențe când suntem slabi. Dacă suntem puternici, ne iau ca parteneri. Dar eu nu am dat vina pe străini. Nu vin împotriva. Eu am zis că trebuie să fie o concurență egală loială. Adică să fie... Suntem obligați și noi să o facem. Exact. Noi suntem, pentru că, vă dau un exemplu, Israelul. E o țară mult mai mică decât România. Și e foarte influentă și puternică uniți. În lume. Asta e foarte uniți. Și atunci sunt respectați și luați... De-aia dau exemplu, că nu trebuie să fie o țară mare. Da, domnul Păunescu, dar dacă noi avem un președinte, Iohannis, care nu mai a dezbinat, ba, aia care au ieșit atunci cu Geacar, când a ieșit el cu Geacar și au fost românii buni, după aia vaccinații nu mai sunt buni, sau sunt românii buni, ăia nevaccinații nu mai sunt aia buni. Câțu iar vine și spune în permanență ceva, adică noi avem un președinte, acum că facem o analiză, dar noi, noi președinte trei aici în emisiune, în 7 ani de zile, ce a făcut domnul președinte Iohannis? Noi facem analiză, acum că ne trebuie Cred că din punctul meu de vedere a făcut doar, a renovat doar o vilă cu 3 milioane de euro. Atât a făcut și a dezbinat românii. Da, poate a făcut și lucruri bune, poate a făcut și... Sunt obligat să țin, să iau partea... Deci, altfel nu e prezent și nu e frumos, nici nu cred că ar veni la o emisiune ca noastră, deși e... E prea sus, adică... Nu, e un stil, e un stil care nu place românilor, de-aia s-a ajuns la nivel. Dar ideea este, ca să revin, suntem obligați ca cetățeni, ca populație, să avem o reacție civică. Când e ceva, ieșim, dar nu cu bătaie, nu cu scandal, nu cu asta. Să respectăm Constituția, legile, să nu vină cu legi de alea aberante, că dintr-o dată ai un congres sau unui partid unde au voie toți să vină fără aia și după 3 zile nu mai are voie nimeni. Dar astea sunt greșelile noastre. De ce? Pentru că astea permitem sunt niște... Permitem așa ceva. Exact. Aveți perfectă dreptate. Permitem așa ceva. De exemplu, vreau să felicit românii care au ieșit... ieri în stradă și au scandat și au fost pașnici. Chiar, na, din păcate eu nu am ieșit pentru că încă sunt supărat pe o parte din român, pentru că nu asta e România. Nu, cu 15.000 nu supărați pe români. Încă nu vă simțiți, Adică eu când am ieșit din 2015, erau românii să stau la terasă. Vă rog să nu vă supărați pe români, aici e chestiunea. Pe români nu avem voie să ne supărăm. În sensul bun al cuvântului, adică nu cred că asta e România, 15.000 de oameni, 20.000 de oameni. Trebuia să iasă 2-3 milioane de oameni dacă cu adevărat suferă scumpirea energiei, scumpirea gazelor, scumpirea carburanților. Am mai ieșit odată. Adică Spania, uitați-vă, Spania a plafonat prețurile. Franța a plafonat prețurile. Uitați-vă un exemplu de rege pe care l-are Spania. Regele Spaniei s-a dus între oameni. Da, a fugit. Știți că a fugit. Regele Spaniei a fugit. Vă referiți la tânăr. A fost între oameni cu incidentul ce s-a întâmplat în Spania. A fost între oameni, a stat de vorbă cu oamenii, a strâns în brațe. Păi vedeți dumneavoastră un președinte ca Iohannis ca să meargă între oameni și să-i strângă în brațe? Acum e o problemă. O dictatură sanitară. Dom'le, n-ar trebui să vină președintele să ne zică, domne, calmați-vă, hai să vedem liniște, economia cum sunt, stăm foarte prost. Hai să găsim o soluție să ridicăm economia, în același timp hai să trecem și peste pandemie și peste virusul ăsta nenorocit care pentru unii e nenorocit, pentru alții este petrecere. Adică să ne ia în brațe, hai să facem împreună toate lucrurile astea. Dar el n-a făcut altceva decât să dezbine români între români, să creeze dubii între români. Adică uitați-vă, 10.000-15.000 de oameni ies pentru ceilalți 16-17-18.000 de oameni care mai sunt în România. Trebuie să iasă toată lumea, trebuie să iasă cei de la comune, trebuie să iasă cei de la orașe, trebuie să iasă și voi ieși și eu, pentru că am un sentiment asupra băiatului meu care nu-mi place să meargă la școală și să fie cu masca la față și în același timp oamenii să iasă autorității să zică, da, domnule, închidem banul. Domne, eu ies, voi ieși și eu în stradă și am foarte mulți oameni lângă mine care vor ieși în permanent, vor ieși cu mine și voi sta până restricțiile astea se vor ridica, eu pentru că nu este absolut, nu este normal ceea ce se întâmplă, pentru că numai prin teroare s-a întâmplat de 2 ani de zile,
te aterorizat de la copii până la părinți, până la bunici, până... Da. Și încă o paranteză într-o chestie pe care vreau să spun. Ce s-a întâmplat cu banii, 9 miliarde de euro pe care are CNSS-ul și CNSAS? Da. Da. Sunteți în Parlament? Unde sunt banii? Unde sunt banii? De ce oamenii de acolo nu se mai pot trata? De ce bătrânii nu se mai pot trata? Uitați-vă, energia s-a dublat, da? Numai o secundă. Deci energia s-a dublat. Omul bătrân care are pensie de 1300, mama mea are 900 de lei pensie. E dezastru. Trebuie să ia medicamente, sigur, în același timp, trebuie să ia medicamente, corect, dar trebuie să plătească și energia. Corect. Ce alege? Viața sau... Așa aveți dreptate. Ce alege? Energia nu mai ia medicamente. Dacă se duce să-și ia medicamente, suntem obligați, o execută. Aveți foarte mare dreptate, suntem obligați. De aceea am și intrat în Parlament, pentru că din 2015 am ieșit în stradă, am văzut că doar bag bățul prin gardă și nu reușesc să fac nimica. Am fost amenințat, am fost amenințat de servicii ca să mă opresc cu lucrurile astea, să nu mai scot publice lucrurile astea, pentru că sunt o persoană foarte cunoscută pe plan mondial și toate acțiunile mele se duceau și la nivel mondial și atunci era cunoscut pe plan mondial și atunci nu am făcut decât să aduc la cunoștință jaful care se întâmplă în România. Ba mi s-au tăiat cauciucurile, ba mi-au fost înțepate, ba am fost amenințat. Dar serviciile noastre, care nu puteți să-mi spuneți, că știți foarte bine că nu cunosc asemenea lucruri care s-au întâmplat și care se întâmplă. Cunosc foarte bine și nu fac absolut nimica. Din punctul meu de vedere, cred că sunt trădător de neam și țară, cu președintele României în frunte. Așa, dar acum ca o completare la treaba asta. Ideea este că s-a lucrat la destabilizarea statului constituit prin slăbirea până și a serviciilor și crearea unor servicii paralele ilegale. Da? Alea conduce. Statul paralel. E așa numitul stat paralel. E împărțit în multe. Dar în special, și atunci, ideea este că au ieșit 20.000 de români să-i felicităm. Exact cum spunea Rațiu. Domnule, e un pas foarte bun. Da. Bravo. Ați făcut-o în mod civic. Dar vreau să fie 3 milioane acolo. Domnule, 3 milioane de oameni. Să respectăm legea, să respectăm și în Parlament se pot face schimbări la nivel de orice. Îi felicit și pe mineri că au venit aici și au manifestat pașnic. Dar acum, nu atunci. Da. Nu atunci. Acum au manifestat pașnic. Da. Și chiar trebuie deschise minele, pentru că Germania, Cehia, Polonia și-au deschis minele, numai noi le închidem. Da. Trebuie deschise ca economia să meargă. Dar știți de ce le închidem? Pentru că nu există o gândire economică globală și acceptată de tot eșichierul politic. Aici e chestiunea. Deci noi nu avem un plan foarte clar acceptat de toată lumea. Noi trebuie să avem întâi un plan general cu niște... Asta o are fiecare țară, nu o inventez eu acum, nu am scos-o. Fiecare țară are un plan general care e acceptat de toată lumea și după aia fiecare partid are planul lui specific. Da. Noi nu avem de niciunele. Și atunci ți-e foarte greu să... Și oameni, în felul ăsta nu este nici lumea că nu știe să sunt în țară. Pe vremea, să zicem, dinainte de 89, lumea nu ieșea în stradă și nu făcea scandal, că era o frică să nu pățească ceva cu securitatea. Că nu știu. Acum nu ies în stradă, că le e frică să nu fie dați afară de multinaționale sau de firmele românești sau oricare. Exact. Deci, într-un fel sau altul, e același lucru. De-aia discontentul e la nivelul ăsta de mare. Acum, eu sper ca toată lumea să înțeleagă că nu se poate prin o reacție de asta autoritară în momentul când scazi în sondaje masiv. Nu mă refer la partide de guvernare, la președinție și așa mai departe. Smeriți trebuie să vină în fața poporului, pentru că sunt servitorii poporului, sunt aleși de popor, plătiți de popor. Atâta timp cât vine unul și spune că te fac asta, că dacă nu faceți asta, vă fac asta, atâta timp nu fac decât să crească nemulțumirea și nu mai controlează nimeni. Dar ideea este că trebuie să-i felicităm pe cei 20.000 care au ieșit. Exact cum spunea Ion Rațiu. Da? Dom'le, chiar dacă nu ești de acord că trebuie să fie mai mulți, dar au ieșit 20.000, îi felicităm pe cei 20.000. Nu sunt de acord că au ieșit, dar trebuie să iasă 2-3 milioane de oameni să iasă, pentru că sunt oameni care sunt nasate. Am fost acum undeva în județul Brăila, domne, oamenii sunt amărâți, domne, sunt săraci, domne, sărăcie pură, domne, acolo suntem în 2020. Da. Vine USR Plus să ne spună că trebuie digitalizată România. Păi și la oamenii aceia. Schimba numele, am înțeles, USR Plus. Se schimba parcă în Marșe, nu? Nu se cheamă Marșe, nu? Nu, alea e în Franța, nu mă spuneți.
Adică să sunt peste 50% din oameni care trăiesc la țară. Ce le facem la aia? Digitalizăm Bucureștiul și toată țara, dar oamenii da, aia... Da, au WC-ul în curte, ce să digitalizăm acolo? De... Oamenii ăștia trebuie să plece de la... Deci, domnule, USR-ul trebuie să iasă din Parlament, din punctul meu de vedere. O să dăm la finalul emisiunii, ce spunea marele sportiv Gheorghe Hagi. Da. Dom'le, da. Acum un an despre spitalul din Constanța. Da, și nu s-a făcut asta. Și au murit oameni. Vreau să văd cine e împușcat la gard, sau dacă nu mai alege acum împușcatul la gard, cine e pedepsit pe da. Viață. Dom'le, au murit oameni. Încă o chestie, nu se oameni dacă, așa. Dacă îmi permiteți o chestie, uitați-vă, da. A fost ministrul sănătății, a fost Tătaru. Dar stați mulți... că înainte a fost și Voiculescu, sau după? Nu, după. Nu contează, a fost și USR-ul, deci, USR-ul nu mai e vinovat. Decât tot prin teroare, tot prin mască, tot prin izolete. Unde sunt izoletele? Unde sunt... La restaurantul Izoleta. Spitalele COVID. După aia a venit Vlad Voiculescu și aici m-am supărat foarte tare și foarte mulți români s-au supărat. Cum, domne, să arunci oamenii după ce au murit goi într-un sac de gunoi și după aia fuga la mormânt în groapă, domne? Nu se poate așa ceva. Adică și românii au acceptat asta, de ce? Că a ieșit ministrul sănătății, a spus treaba asta, că a ieșit Arafat. Domne, Arafat trebuie să-și dea demisia, trebuie să plece, gata, s-a terminat, s-a oprit, gata, nu mai se poate. Ministrul Sănătății, domnule, nu o să pună la un expert la Ministrul Sănătății ca să mai echilibreze. Vreau să vă întreb un lucru. A avut loc o discuție în comisia noastră. Ce s-a întâmplat acolo, unde era domnul Arafat? Pe scurt, dacă puteți să ne spuneți înainte de publicitate. Da, l-am întrebat. La Comisia de Drepturile Omului a fost acolo. Eram și eu și domnul de la OR, Dan Tănase, și încă un coleg... care noi l-am întrebat, părând, ca așa, civilizat, ce au făcut cu pandemia, ce au făcut cu izoletele, ce au făcut cu, cum îi spune, cu tot ce se întâmplă, că a zis, doar vine și ne anunță că s-au murit. Restul n-a făcut absolut nimic. A terorizat un popor de 15... Doar o secundă și vă zic ce a spus. Lumea, 15 da. Milioane, 16 de milioane de oameni care au fost aici, au fost terorizați de Arafat. De Arafat și de cei care sunt... Cei care au fost miniștri de sănătății. Deci, miniștri de sănătății și... Unii că n-au știut, unii că au știut. L-am întrebat unii... ce au făcut, cine sunt experții. Am întrebat cine sunt cei de la grupul de comunicare strategică. Cine sunt experții care ne spun de fiecare dată cât e incidența. A zis că nu mai stă aici, că pleacă, că el nu poate să facă, că el e secretar de stat, că el e doctor, că... Și s-a ridicat și a plecat. Cum a plecat? Da, s-a ridicat din Comisia de Drepturile Omului. Ce pârghie aveți dacă... Nu mă refer la în cazul ăsta specific, dar o comisie ce pârghie are în cazul... În situații de genul ăsta, adică dacă cineva se ridică și pleacă, e chemat la comisie și pleacă. Există pârghie? Păi așa ar trebui să-l chemăm din nou la comisie, dar... Aici e problema cu Constituția. Uitați, nu neapărat problema, dar uitați-vă. De exemplu, la comisia mea, eu, cu colegii de la PSD și colegii de la AUR, am vrut să facem o subcomisie pentru drepturile românilor din Harghita, Covasna, Mureș. Nu ne-a lăsat. Dar eu aș merge mai departe. Deci la drepturile omului se încarcă drepturile omului. Dar ar trebui drepturile românilor din România. Păi nu avem așa ceva. Drepturile românilor din România. Vă mulțumesc mult, Daniel. Mulțumesc de invitație. Felicitări pentru... să spunem așa, reacția și lipsa de mine, nu era cazul să vă fie frică. Dar ideea este că nimănui nu trebuie să fie frică și nu trebuie să vă, părerea mea, și am spus asta de fiecare dată, o viață, probleme, n-aveți voie, da, n-aveți așa? De ce să vă fie frică. Și mai e o chestiune, probleme pe care le aveți noastră le au cel puțin 70% din populația României. Vorbiți cu vecinii, vorbiți cu prietenii de la servici, vorbiți cu toată lumea și discutați și vedeți, dom'le, e bine să ieșim în stradă, nu e bine. E bine să facem asta? Nu e bine. E legal ce fac ăștia? Nu e legal. Că tot timpul vei găsi pe cel care e informat și știe să spună în grupul tău de prieteni, în grupul tău de la întreprindere, de la firmă, de la, în pauza de țigară, în pauza de ce fac ei pe acolo. Sau, și o să vedeți că așa se naște mișcarea civică. Nu am descoperit eu treaba asta, așa s-a născut în lume. Dar ideea este că trebuie discutat. La noi este rușine aia să spui că ai datorii la bancă, că ai datorii la nu știu ce, că ai datorii. Eu am văzut, iertați-mă că uitați că dacă ați deschis subiectul ăsta, eu am văzut personal om la bancă care am împrumutat bani, credit la bancă pentru a-și plăti utilitățile. Da. Deci eu am văzut, nu venea să cred. Om bătrân. Și acum situația asta cu dictatura asta, ce se întâmplă? Uitați, eu în 24 de ani... Dacă era dictatură, era bine, adică dictatură pozitivă, dictatură luminată. În 24 de ani de activitate sportivă, m-am confruntat cu moartea de fiecare dată când am intrat în ring. Putea să mi se întâmple orice. Corect.
acolo. Aici... Și am rămas drept, am reprezentat România, nu mi-a fost frică ce zic alții, era presiunea presei, era presiunea oamenilor, era presiunea echipei, era presiunea mea, era presiunea de a demonstra că și noi românii suntem valoroși. Și n-am făcut altceva decât să stau în fruntea sus, piept în față, așa și românii trebuie să iasă 3 milioane, 2 milioane. Nu contează. Mai avem un minut la bugete, vreau să vă întreb o chestiune pe care am ascultat. Sunt oameni care, deci guvernul nu respectă legea. E clar, președintele nu respectă Constituția. Guvernul, și atunci vreau ce ne mai rămâne? Vreau să vă întreb un lucru. Că mai avem un minut la bugete. Deci, am urmărit un interviu al lui Mike Tyson, în care spunea că el înainte de meci, de confruntare, când era, plângea. Da. Și cel care lua interviu, un mare ziarist din Statele Unite, îi zice, dom'le, dar cum adică plângeai? De ce plângeai? Pentru că mă transformam într-un om și omul ăla nu-mi plăcea omul ăla. Și cum adică cel mai mare luptător din America, mă rog, îl spunea din lume, dar corect, din America, da? Mare luptător, mă așa, plângea înaintea meciului? Ce ne spui tu? Adică nu-i plăcea să fie campionul de care știm cu toții? Nu, asta vreau să vă întreb, da, cum era în cazul noastră? Că de exemplu, eu sunt un om pașnic. În același timp sunt oameni din afară care îmi spun că am o privire destul de dură. Dar în același timp trebuia să mă motivez atât de mult încât în fața mea trebuia să văd un dușman. Adică trebuia să mă transform. Așa s-au transformat toți sportivii în ring, dar pentru o perioadă de 3 minute, 10 minute, 12 reprize, cât a fost meciul. După care eu ieșeam cu colegii mei, după ce luptam ieșeam la masă, ieșeam la un suc, povesteam din momentele meciurilor ce s-a întâmplat, ce ai făcut în momentul ăla, ce am făcut eu în momentul ăla. Deci asta înseamnă să faci ceva tu ca persoană, să te autodepășești. Doar era momentul ăla în care eram un dur, după care ne reveneam și eram normali. Acum, ca să închei chestiunea asta în interpretare, eu cred că același lucru trebuie să-l facem și noi când avem ceva de... Trebuie să ieșim în stradă, masiv, că nu se mai facem scan, după care ne revenim la ce și mergem la muncă. Nu e instinct să nu înțeleagă instinct, nu, dar trebuie să iei pentru că ieșim, ne schimbăm, ne pregătim de stradă, fără bătaie, fără, nu fac legătura între ei. Dar ideea este că ieșim acolo, ne spunem pasul, după care ne revenim și mergem la muncă și construim țara asta, că cineva trebuie să o construiască. Dar nu poți să oprești ceea ce se întâmplă acum doar cu un singur meeting, adică ai ieșit acum și se întâmplă. Nu, trebuie să ieși în fiecare zi până să schimbă ceva. După ce trebuie s-a schimbat, să ne luăm angajamentul și începe să construiască, cum a zis și dumneavoastră mai devreme, să construiască despre țara. Asta e vorba. Vă mulțumim mult de tot și mulțumim foarte mult. Urmează domnul Marius Costan, care a venit de la Brașov, unde a avut loc mai ales să ne povestească Repatriot, unde foarte mulți români de succes din lume au fost prezenți și o să ne povestească dânsul. Daniel Ghiță, mulțumim mult de tot. Mulțumesc de invitație. Daniel Ghiță, luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim în platou alături de domnul Bobby Păunescu și domnul Marius Bostan, inițiator Repatriot. Rămâneți alături de noi. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și avem un invitat special din Statele Unite, domnul Mihai Lehene, investitor la Chicago. De asemenea, ni s-a alăturat domnul Marius Bostan, inițiator Repatriot, și în continuare alături de noi Bobby Păunescu, regizor. O să fac o mică introducere rapidă, că îi mulțumim domnului Bostan că a reușit să vină aici după de pe Valea Prahovei, nu? Da, la Sinaia a fost. După autostrada București-Sinaia, care va urma în următorii 30-50 de ani. Ideea este că, ca să mai era o glumă proastă, dar asta e situația, a avut loc un summit foarte important. Da. Dar cei care vor să care vor să înțeleagă au înțeles exact despre ce e vorba. Poate ne spuneți câteva cuvinte înainte să... Repatriot este un program, un proiect al Romanian Business Leaders de conectare a românilor de pretutindeni cu țara. Promovăm această conectare în sensul de a fi cât mai aproape de cei plecați și, de ce nu, să devină investitori în țara lor și în același timp să devină antreprenori în România. Avem nevoie de cât mai mulți antreprenori în România
Și noi avem nevoie pentru companiile noastre să scalăm în Statele Unite sau în Europa, deci să ne ducem cu produsele noastre și cu serviciile noastre în Europa. Romanian Business Leaders este cea mai importantă organizație de antreprenori. Deci nu vorbim de un patronat sau de o cameră de comerț, ci de o organizație pur antreprenorială și noi ne definim prin aceste proiecte remarcabile. Repatriot este unul dintre ele care s-a dezvoltat deja, e mult mai mare decât ne imaginam noi la început și avem conexiuni cu mii de oameni din toată lumea și Mihai Lehene este unul din invitații de la Summit-ul Repatriot. Au venit zeci de antreprenori din toată lumea, din Australia până în Islanda, Statele Unite, Belgia, Franța, Italia. Și Mihai este unul dintre cei premiați, chiar în topul da. Român de pretutindeni. Dar mai bine să întrebăm pe Mihai. Mihai, ce faci tu la Chicago? Cu ce te ocupi? Să înțeleagă telespectatorii, dacă ne auzi. Bună, da, Marius. Mulțumesc foarte mult. Bună seara. Mulțumesc pentru introducere și mă bucur că tocmai am ajuns și eu înapoi la București ca să pot intra cu voi în această seară. Sunt la Chicago de aproape 20 de ani, am făcut un master în computer science, în calculatoare și la am lucrat în domeniul financiar. Mă scuzați, la Northwestern? Așa, ca o întrebare. La Northwestern University? Nu, la University of Illinois at Chicago. Nu, era așa să fac un master la Northwestern, de-aia vă spuneam. Așa, vă rog, mă scuzați că v-am întrebat. Așa cum știți, Chicago este unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Am intrat într-un domeniu numit High Frequency Trading. Este un domeniu foarte interesant. Am lucrat acolo, mi-a plăcut lucrurile extraordinar de mult. Aveam la un moment dat o echipă de 30 de oameni și eram printre cei mai buni traderi în lume în domeniul în care activam. Dar la un moment dat început să duc așa un fel de viață dublă despre care Marius știe puțin. Voluntariam pe timpul nopții și lucram în timpul zilei. Și după ce am făcut asta vreo 2 ani de zile, am hotărât că vreau să fac ce-mi place mai mult și că îmi doresc o nouă provocare. Este drept, doar că să fac o mică paranteză, în urmă cu 7 ani de zile fundasem o mică firmă de investiții care între timp a crescut destul de mult. Am investit în real estate, adică în imobiliare, în tehnologie, biotehnologie, inclusiv immuno-oncology, asta înseamnă tratamente pentru cancer, aparatură, sisteme de testare medicală, virtual reality, realitate virtuală, cryptocurrencies, tot felul de domenii. Hey, pot să vă întreb ceva acum? Mă scuzați. Sigur. Pentru cei care vor să știe sau cei care e ușor de găsit, să spunem că sunteți un om de succes, un român de succes în Statele Unite. Acum vreau să vă întreb, ați venit aici în România, că ați fost chemat de cei din guvern sau eu știu, din conducere, ca să vă ceară o părere, ca expert, ca așa, sau care e motivul pentru care ați venit în România? Am venit în România cu două motive. În primul rând am venit aici pentru summitul Repatriot, de la care tocmai am întors, a fost super. A deci v-a chemat cineva pentru mine. Felicitări, da? Asta e foarte important. Vă mulțumesc. Prima dată când vin la Repatriot și cel mai interesant pentru mine a fost să întâlnesc mulți oameni frumoși și nimoși. Am fost în continuu cu zâmbetul pe buze timp de 4 zile, ne-am simțit minunat. Și aș vrea să spun că am participat la un summit organizat impecabil, am fost absolut impresionat și de-abia aștept să mai vin și data viitoare. În același timp, aș vrea să vă spun două cuvinte. Am primit și un mic premiu de la Repatriot și spun mic premiu pentru că nu-mi place să mă laud, dar acest premiu înseamnă foarte mult pentru mine și în primul rând pentru tot voluntarii organizației pe care o conduc și cărora le-am dedicat acest premiu. Câteva cuvinte despre organizație, se numește Romanian United Fund, Fondul Român Unit, s-ar numi, RUF. Ne-am înființat doar în urmă cu 2 ani de zile, dar... Câți bani ați reușit să adunați? Care era scopul fondului, exact? Poți să vă întreb care era scopul fondului pentru telespectatori? Sigur că da. Am început să finanțăm proiecte din România. Suntem o platformă de finanțare
de fundraising, se cheamă, de strângere de fonduri pentru proiecte non-profit. Am finanțat peste 40 de proiecte non-profit în România, în cont un total de peste 1 milion de dolari. Am avut peste 25.000 de donatori din aproximativ 50 de țări. Deci, cam cu asta ne-am ocupat noi în ultimii 2 ani de zile, dar mai mult decât atât... Asta pentru, practic, non-profit, pentru doar pentru telespectatori, banii ăștia se duceau pentru organizații non-profit, deci organizații care duceau muncă în folosul... Mihai, poate dai două exemple de proiecte, două proiecte pe care le-ați finanțat. Sigur că da. Cel mai mare proiect care, de fapt, ne-a pus noi pe hartă în decembrie 2019, noi am strâns 120.000 de dolari în total, la vremea respectivă 106.000 de dolari, pentru proiectul numit Via Transilvanica, mă scuzați. Via Transilvanica, da. Via Transilvanica. Exact. Dorește Viața, Recorder, Magic Camp. Ne mai auzim? Da, ne auzim. Nu, nu cred. Da. Da, da, sunt aici. Așa. Sunt aici. Așa. Acum, veniți des în România? Adică, sau... Al doilea motiv pentru care ai venit, Mihai. Mai un motiv foarte important pentru... Scuze. Nu știu cum susțin telefonul, sună telefon. Da, am venit aici împreună cu fiica mea. Fiica mea tocmai s-a hotărât la 13 ani să se repatrieze în România. Este extraordinar. Deci fiica lui Mihai Lehene, care este elevă, a hotărât să revină acasă, să revină în România și în acest moment cred că studiază în România, face școala în România. Deci este exact. Un... Ea la 14 ani. 14 ani. Deci decizia a luat-o singură, nu a inspirat-o, nu... Cum a fost decizia asta? Cum s-a întâmplat? Într-o zi ne-a sunat bunicul, într-o duminică ne-a sunat bunicul la telefon și a întrebat așa în frăzoare, nu vrei să vin la România la liceu? Și a zis, ba da, și a luat-o de bună și a venit. Și uite că avem repatriot de 14 ani. Acum Alexandru are 14 ani și este elevă la Colegiul Național Silvania din Zalău. Extraordinar! Mihai Lehene provine din Zalău. Și este un lucru, și să știi că am mai întâlnit astfel de cazuri, noi am rămas surprinși că am găsit cazuri de copii, de români, care și-au trimis la liceu și la școala generală copiii la studii în România, în licee bune, trebuie să spunem, în București sunt cel puțin 10 licee de elită și școli generale, nu mai știu câte sunt, dar sunt la corpul profesoral. Da, cu un corp profesoral de elită. Deci trebuie recunoscut acest lucru și în fiecare județ sunt cel puțin două licee. Iar la Zalău este un liceu extraordinar de bun. Întâmplător, acum Mihai dezvălui, că acum mi-am dat seama, cred că îl cunosc pe directorul liceului, un profesor de matematică, am fost cumva în ani paralele, a fost coleg cu fratele meu și un foarte bun matematician și un foarte bun profesor. Și știu avem că... Avem niște profesori extraordinari. Știu că la Zalău sunt profesori, am mulți prieteni acolo și... Știu că sunt profesori foarte, foarte buni și au ieșit de acolo generații extraordinare din Zalău, oameni extraordinari. Eu pot să vă spun că am avut mici emoții, dar după două săptămâni petrecute cu fiica mea la Zalău, am ajuns la concluzia că am luat una din cele mai bune decizii din viața mea și le recomand tuturor prietenilor mei din diaspora să încerce acest lucru, pentru că este o experiență care... efectiv va schimba viața acestui copil și o va schimba mult în bine din punctul meu de vedere. Sunt foarte fericit că am luat această decizie. Este extraordinar. Deci premiul despre care Mihai spunea, bine, eu o să vă arăt doar, să spun așa, un mic trofeu, dar nu acesta este important, care este dintr-o ceramică românească extraordinar de bună și de unică cumva, dar nu despre asta e vorba, ci despre Top 100 Români de Pretutindeni, o inițiativă a Repatriot, este în parteneriat cu revista Newsweek, este, să spun așa, Newsweek România. Și în suplimentul de la sfârșitul lunii, în revista de la sfârșitul lunii, apare un supliment în care noi onorăm și recunoaștem 100 de oameni în 10 categorii, de la antreprenoriat, cum este cazul lui Mihai Lehene sau al lui Nicolae Rațiu în urmă cu 2 ani, sau
la fel cum a fost cazul lui Adrian Zuckerman, chiar înainte de a fi ambasador în 2017, când a fost în top 100 român de pretutindeni, deci el era recomandat ca fiind un român foarte important pentru comunitate și pentru comunitatea din țara de adopție, important, dar și pentru România. După asta am avut oameni remarcabili propuși de alți români, pentru că noi nu facem noi acest top, ci pur și simplu, oamenii din diaspora propun, sunt mii de propuneri, noi am vrea să le dăm premiul la toți, dar formatul este formatul... Câte televiziuni au povestit și au explicat TV-a? Am avut, într-adevăr, o echipă de la B1 TV, am avut o echipă de la Trinitas, am avut, și cred că am mai fost de la o televiziune sau două, n-am identificat, au fost la deschiderea summitului. Summitul s-a deschis la Parlament, dorința noastră a fost să... aducem din credibilitatea noastră cumva, pentru că am fost la președinție, am deschis seria aceasta în urmă cu 6 ani la președinția României, am fost la Banca Națională, am fost la guvern, la Parlament nu fusesem. Fusesem doar în vizită, doar am făcut o gală la Parlament, cred că odată. Și acum am făcut la Parlament și am făcut parteneriatul... Asta e important pentru... De ce? Noi am vrut să venim cu... Că pentru media nu e important. Credem că... Această credibilitate a României este destul de jos, la un nivel destul de jos. Foarte jos. Parlamentul este la fel la un nivel destul de jos, poate câteodată pe nemeritat. Adică câteodată percepția e, să știți, sigur, că e mai rea decât realitatea. Nu, sigur, sunt și oameni onorabili acolo, bineînțeles că avem și multe... Oameni. Sunt foarte mulți oameni onorabili și în țară și peste... Da, sunt foarte mulți oameni onorabili în țară, câteodată... percepția, să spun așa, e alta decât... E diferită, da, mult, să spun. Da. Nu e alta, e diferită mult. Încă de ani de zile de când vorbim la emisiunea asta, de un an de zile cel puțin, nu există o agenție sau ceva care să promoveze ceea ce face România în lume. Ceea ce face România în România. Nu, și să promoveze o realitate, adică nu numai lucrurile negative. Ceva, să venim în contrapartidă cu acuzații care pot să fie, cum să spun eu, nu neapărat de rea credință. Oameni care au auzit ceva, spun, fac drag. Acum, de exemplu, e povestea asta cu cel mai bogat român, care am, Dumnezeu să ierte dacă e adevărat, nu știu, pe surse, că cetățean francez, de fapt, domnul Dan Petrescu. Asta o știm de la domnul Țiriac. Domnul Țiriac ne spunea, sunt prieteni și au fost prieteni și am înțeles că... S-a prăbușit cu avionul azi. Da, la Milano, am înțeles... Ne pare rău, da. Da, Dumnezeu să ierte și despre... Ideea este că am aflat de la domnul Țiriac, de exemplu, că e cel mai bogat român și... Nu cred că ar trebui să mergem pe ideea dumneavoastră direct, că poate... Nu știu, la noi, la summitul Repatriot, nu sunt astfel de oameni, adică cel mai bogat sau... Aici nu e vorba de bogăție, au fost oameni extraordinari, dacă punem cifrele de afaceri, probabil, ale companiilor în care ei sunt parteneri, cred că dăm peste câteva zeci de miliarde. Bineînțeles, sunt parteneri într-o proporție mai mare sau mai mică, sau sunt fondatori, cum sunt fondatorii principalilor business-uri românești, sunt chiar fondatorii, fac parte din echipa noastră. Deci, totuși, la Parlament au fost oameni cu cifre de afaceri cumulate de câteva zeci de miliarde, dacă și cu conexiunile lor, cu clienții lor, ajungem la și cu probabil zeci de mii de angajați. Asta însemna pentru noi... A venit guvernul să-i întrebe cum au făcut? O să discutăm și cu guvernul, noi mai încercăm să mai discutăm. Guvernul, dacă a venit, nu dumneavoastră, dumneavoastră, ei au demonstrat, dânșii a venit, a fost Iulian Popescu de la guvern, e secretar de stat și răspunde de cercetarea românească și a fost foarte interesat. El vine din mediul antreprenorial, apropo. Dânsul a fost antreprenor înainte și știa despre Repatriot. Trebuie să luați apărare, am înțeles. Știți că trebuie să fie tot guvernul acolo. Au de învățat. Să știți tot că era o ocupație. A fost un pod la Mogoșoaia. Trebuia făcut un pod la Mogoșoaia. Trebuia... Da, nu știu, nu există... Deci, într-un moment când ai români de succes care conduc afaceri de miliarde în lume, e momentul în care guvernul vine acolo... Au fost oameni de management care chiar conduc afaceri de miliarde. Păi nu, dar nu unul din șefii unei companii deci foarte importante. Trebuia să vă sune, să spune, domne, avem voie să venim și noi, că vrem să-i întrebăm. Domne, cum ai făcut asta? Să se intereseze. Băi, asta e cel mai bun în asta. Da, acum, Bobi Păunescu, noi ne facem treaba. O să vină și timpul în care dânsii își vor face treaba, să fiți siguri de asta. Mai bine sau mai prost, aici e problema. Nu, vine timp. N-aș vrea să escaladez discuția asta. Nothing can stop what's coming. N-aș vrea să escaladez discuția asta, dar mesajele noastre au fost foarte clare și în următoarea perioadă vor fi și mai clare. Și ne dorim
ca țara să aibă o guvernare stabilă și să nu mai avem schimbări atât de dese pentru și nebazate decât pe schimbări să fie atunci când sunt când e nevoie. La alegeri, dar nu. Când e nevoie. Da. Și poate să fie și într-un moment. Italia a avut la un moment dat 17 prim-ministri în 3 ani. Deci ideea este că dacă e nevoie, poți să ai schimbări, poți să ai, deci nu există ceva care să o schimbare nu înseamnă ceva negativ. O schimbare poate să genereze lucruri pozitive, poate să genereze oportunități, adică generează oportunități. Poate să fie negativă, poate să fie pozitivă, de așa mai departe. Ceea ce e important pentru noi, ceea ce e important pentru noi. Trebuie să vă felicit. Mulțumesc. Că ați adus oamenii așa. Mulțumesc, v-am adus și un cadou. Și eu, dacă mă felicitați, v-am adus un cadou. Bani? Este un catalog, un sfert de veac fotogeografica, făcut în colaborare cu Casa de Cultură al Studenților. Deci sunt fotografii din România, din București. Puteți să mai aduceți o dată. Este un album absolut în condiții grafice excepționale, făcut cu bani strânși cu greu până la urmă și conține peste în jur de 200 de fotografii excepționale, iconice, aș spune eu, despre, vi-l fac cadou, dar îl prezentam acum, este despre România, despre frumusețile naturale și patrimoniale, tradiție și este cumva o fereastră prin care tu poți vedea România. Din păcate, astfel de lucruri se fac foarte rar sau deloc în România și astfel România poate fi văzută anumite există, tipuri de frumusețe. Există și online? Bineînțeles că există și online. Toate aceste fotografii sunt și online. Ne-am dorit ca ele să apară în rețele sociale. Păi, ele apar dacă există. Deci eu vă mulțumesc foarte mult și e o veste foarte bună. Fotogeografica. Un sfert de veac de concursuri de fotografie. Asta stă foarte bine în bibliotecă. Acum trebuie să vă spun că de foarte multe ori când circul prin străinătate și văd locuri superbe și așa mai departe, mai pe rețelele de socializare, având în vedere că mai promovăm un film, mai promovăm asta, pun poze de acolo. Și de fiecare dată mă gândesc, zic, bă, dar când pot să pun și o poze din România? Și stau și caut acolo să găsesc poze și sunt cam aceleași. Dacă astea sunt și online și ați făcut chestiunea asta, vă felicit pentru summitul Repatriot. Vă felicit. Paul Borda și este coordonatorul acestei sesiuni fotogeografică. Vă felicit că ați adunat un grup de oameni de succes din străinătate. Și un grup din România, să ne înțelegem. Deci facem această punte. Exact. Facem podul de care spuneam înainte. Nu pe cel de la Mogoșoaia, că ăsta îl fac alt oameni. Statul are altă treabă. Da, să facă podul la Mogoșoaia. Nu, logica electorală, ce face la cu ăla, dacă partidul a marșat din România, cam înțeleg că domnul președinte, e o situație la domnul Macron să ceară, nu la domnul... Acum e o situație politică tensionată. Păi noi sperăm ca acești oameni politici să rezolve cât mai repede această situație și să o rezolve și să fie stabilitate. Dacă pozele astea sunt online și pot fi găsite, să poți să promovezi, cum să zic eu, sunt locuri superbe, locuri care arată mult mai bine decât oriunde în lume și am umblat peste tot și am lucrat și astea. Sigur că sunt și locuri și în străinătate, peste tot, dar ideea este că noi nu avem ce să promovăm. Ce să promovăm? Mai evenimente astea, lupte de stradă, nu lupte, manifestații și așa mai departe, nu. Ideea este că vă felicit foarte tare pentru chestiunea asta. Vă felicit pentru... felicit. Toată lumea cred că ați reușit să convingeți oameni de mare succes să-și ia din timpul lor să vină aici să facă lucruri. Da? Oameni care conduc afaceri de miliarde, lucruri pe care foarte puțini oameni din politica românească le-au experimentat de-a lungul timpului. Dar critica este că tot guvernul trebuie să vină acolo să vă sune, să vă caute, nu neastră să-i căutați pe dânsii, trebuie să vină să spună, domnule, deci, dânsul este specialist în domeniul ăsta. Să știți că, suntem în legătură, n-aș fi vrut să spun lucrurile astea, dar dacă tot m-ați întrebat, noi suntem în legătură cu miniștri importanți din guvern, în sensul că putem, ni se răspunde la telefon, când există, deci avem niște conexiuni foarte bune, din păcate, o parte din miniștri au fost plecați, în această perioadă și din păcate alții au fost ocupați cu alte activități, dar să știți că nu asta e esențial. Este important să facă ceea ce trebuie pentru țară. Noi nu ne dorim neapărat vreun onor sau vreo... Nu. Pe noi ne interesează ca ei să-și facă treaba. Nu, poate ne interesează. Ne interesează să facă treaba. Întreaba lor este să se... Noi nu aveam nevoie neapărat de poze sau... Nu de poze vorba. Nicio poză, nicio filmare.
da. Să faci și în aceste poze sunt se importante pentru noi. Pozele României reale, adevărate. Deci nu e nevoie de publicitate. Se putea face și în subsolul hotelului de la Sibiu, unde s-a întâlnit domnul Cioloș și domnul Macron, de exemplu. Se putea întâmpla și acolo să nu știe nimeni. Da. Da? E, ideea este că când ai șansa să ai în România români care își... Ca domnul Mihai Lehene sau care ca... își trimite și fata la școală în România, deci oameni care sunt iubesc România în mod clar și care am au experiență avut, și care au experiență foarte bogată și în domenii super speciale și domenii care ar putea ridica țara asta mult mai... Da, așa? L-am pierdut pe Mihai. Da, nu, nu, l-am pierdut pe Mihai. Da, nu l-am pierdut. E pe un număr de Statele Unite vorbea și s-ar putea să... L-am pierdut din conexiune, dar e lângă noi, să știți. Da, ideea este că în aceste momente, când ai... Oamenii ăștia nu stau mult în țară. Face parte din upgradarea guvernului la nivel profesional în a intra în legătură cu oameni care poate să ajute România să urce. Păi tu ceva, nu te duci acolo, te sunați noastră? Nu, trebuie să sunei. Trebuie să spun, poate au fost foarte mulți români importanți. A fost, de exemplu, domnul Wexler, care este de la New York, care este președintele Camerei Româno-Americane de Comerț, o organizație foarte importantă. Dânsul este și investitor în România, în două afaceri în domeniul petrolier. Și sunt oameni care totuși sunt în acționarii unor companii listate, importante, de miliarde în Statele Unite. Nu e cam puține companii americane, deci, în România, că sunt blocate. Povestea, dar ideea este că asta o să fie subiectul unei emisiuni cu siguranță. Ideea este că am avut antreprenori puternici din toate țările acestea, am avut oameni din zona de cercetare, am avut un panel special în care am atins problemele de cercetare și diaspora științifică. Au intervenit un grup de cercetători din Germania, de exemplu, cu care sperăm să construim un proiect vast de conectare cât mai bună a cercetătorilor români de pretutindeni cu țara, cu instituțiile din țară. A fost ideea domnului ambasador Hurezeanu asta. Da, și pot să vă propun ceva? Da. Având în vedere că am ceva experiență în film și în domeniul ăsta destul de... Zicem că am avut un oarecare succes mai mare. Mă voi ocupa să vă pun în legătură cu români de succes care lucrează în străinătate. În industria filmului. Da. Asta ar fi senzațional pentru că... De alta, da. A fost Mariana Vatamanu, de exemplu, a fost Mariana Vatamanu, dacă o cunoașteți pe Mariana Vatamanu din Italia, care este cumva considerat PR managerul președinților și vedetelor importante, de la Andreea Boșilă. Putem vorbi care e născut în România, putem să vorbim cu Natalie Portman, părinții s-au născut la Iași. L-am avut invitat, de exemplu, din Statele Unite, a venit doctorul Dănilă, șeful unei clinici importante de oncologie, care a mai fost în direct la B1, și cu unul dintre cei mai mari specialiști români. Domnul ministrul sănătății și cu domnul s-au dus să întâlnească cu dânsul, nu? Nu, că n-am cerut o întâlnire, că nu știam, era închis sâmbătă la minister. Dânsul a venit și a consultat niște pacienți în România, acum nu putea să facă toate lucrurile. Nu, s-a ocupat, să știți, în timpul ăsta, când a vizitat România, 7-8 ore a consultat pacienta și întârziat o oră. L-am apărat și pe domnul doctor, că nu putea să ducă la... Pe domnul doctor nu apăram. Domnul doctor nu are nevoie de apărare. Da. Credeam că... Deci este că... Ideea este, nu vreau să înjur guvernul României sau azi, dar înțelegeți ce vreau să spun. Nu, noi nu. Acum noi nu înjurăm. Astăzi a fost chiar Evanghelia iubirii vrăjmașilor. Chiar dacă, deci trebuie să ne iubim până și... Da. Domnule, noi nu mai suntem în situația asta. Noi trebuie să supraviețuim. Nu, noi glumeam. Dar trebuie să supraviețuim. Nu, gluma e bună că suntem la o emisiune de Tol B1 de seară, dar a fost esențial, a fost, și asta aș vrea să punctez. Dar dumneavoastră ați făcut un lucru foarte mare și trebuie fructificat. Dacă nimeni nu se duce acolo să învețe, că ai de învățat. Și eu am de învățat de la oamenii ăștia, că sunt domenii pe care nu le cunosc. Sau care le cunosc și nu le cunosc foarte mult, sau foarte bine. Și niciun domeniu nu cunosc foarte bine. Cunosc și învăț. Să știți că încercăm să transferăm astfel de bune practici, să le transferăm spre România. Și asta e esențial. Know-how-ul și cunoștințele acestor români sunt foarte importante pentru noi. Noi putem învăța foarte mult. Sunt oameni specialiști remarcabili. Din cei 100, vă gândiți în toate domeniile, de la medicină, artă, religie, sănătate. Deci noi am
luat toate, am pus în 10 domenii, am structurat și avem deja, suntem la ediția a patra, deci avem 400 de oameni, de personalități, orice guvern din lume, să știți, și ar dori. Ba chiar o parte din oamenii din top chiar au fost în guverne din alte părți din lume. De exemplu, domnul Adrian Zuckerman a venit la summitul Repatriot, a ținut un speech în deschidere, un român senzațional, care a plecat din România în 1965 cu familia, a plecat, a ajuns în Statele Unite cu greu, da, au ajuns, și se întoarce, da, după o perioadă de 50 și ceva de ani, da, se întoarce ca ambasador în țara de unde a și plecat. Nu pleacă. Este, și nu pleacă. Deci a finalizat. Non-profit din România. Da, și în cauze importante și în proiecte strategice ale României. Și, da. Și deci oameni extraordinari. Care am șansa să-l intervievăm, să ne spună puțin de toată activitatea asta. Să sprijinim. Deci, așa cum facem. Deci avem români remarcabili, din păcate îi cunoaștem prea puțin. Eu v-aș propune poate să listăm câte 10 români, nu știu. Aici facem un să listăm. Eu n-aș putea acum să vă spun chiar toate numele, că ne-ar trebui 2-3 emisiuni să facem asta, dar au fost români remarcabili și am petrecut 4 zile împreună, suntem prieteni. Suntem o mare familie. Deci Repatrio despre asta încheiere, este o mare familie. Se încheie emisiunea, în încheiere noi, urmează așa, în încheiere, vreau să vă întreb de ce n-ați și m-am întrebat și emisiunea trecută, ați participat la Revoluție și ați participat la mai mult la mișcarea studenților, v-ați luptat cu sistemul, ați încercat... Ca orice român, n-am făcut mai mult decât... Da. Ca orice român... Ideea e că nimeni n-a reușit să treacă chestiunea asta, au câștigat, să zicem, cei care au distrus România în 30 de ani, cum spunea Male Hagi, da? Eu aici aș vrea să vă contrazic un pic... Aveți un pic de dreptate. 46 de morți în spitale. Din păcate Dumnezeu să-i odihnească. 46 de morți în spitale. Haideți să revenim la Revoluție. Da. Deci, din păcate, din păcate... La Revoluția. Când v-ați oprit, la un moment dat. Vi s-a spus să vă opriți sau erați prea tânăr? Nu, domnule, noi am decis ceea ce credem noi. Nu? Da. Niciodată eu, prietenii mei, amicii mei politici, să zic așa... Deci nu, a fost organizat. Nu. Deci ideea este... N-am înțeles. Revin. Deci nu e un atac. Nu, revin. Înțeles exact ce vreau să vă spun. Nu, înțeleg întrebarea, sensul întrebării și foarte important. Dar aș vrea, lupta continuă, asta găsiți și pe profilul meu, lupta continuă, deci asta e foarte clar și întotdeauna e așa, lupta dintre bine și rău. Ea nu se termină. Deci raiul nu o să-l găsim pe pământ aici. Nu o să găsim rezultatul vieții noastre. Viața noastră pe pământ e o înfruntare, e o încercare și o luptă. Nu trebuie să vedem, nu o să curgă lapte și miere niciodată. Numai lapte și miere. Nu o să curgă numai lapte și miere. România este o țară fabuloasă. Este o țară foarte, foarte, cu un potențial foarte mare. Are legătură cu albumul ăla care s-a făcut. Și aș vrea să vă spun că am învins. Nu ne-am oprit, am învins. Suntem în NATO, în Uniunea Europeană, suntem conectați cu Occidentul. Și din păcate avem foarte mulți români în afara țării care au plecat de greu din România și noi ni-i dorim mai aproape. Chiar dacă sunt departe, ni-i dorim mai aproape. Da. Din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult pentru prezența domnilor. Noi ne revedem la ora 23 la Jurnal. Acum urmează emisiunea Dosar de Politician cu Silviu Mănăstire. Rămâneți pe B1 TV. Să-i dăm șapca lui Silviu.